În lipsa unui loc de muncă în țara lor, mulți igoșeni și-au încercat norocul peste hotare. După ani la rând în care au trudit și au câștigat un ban printre străini, acum cei care au avut carte de muncă și în alte state beneficiază de pensii comunitare în funcție de cât au cotizat. Fruntașul listei cu astfel de igoșeni este un cetățean care primește pensie comunitară din Germania, Belgia și Italia. Deci, la ora asta, noi avem cam 105 persoane care primesc o pensie internațională, așa cum spunem noi, și o condiția ca să primească această pensie este să fi lucrat într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau a spațiului economic european. Spațiul economic european cuprinde Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, care sunt state nemembre ale Uniunii Europene, dar au aderat și dumnealor la regulamentul 1408/71 privind drepturile cetățenilor care circulă în interiorul Uniunii. Anual, Casa Județeană de Pensii Gorj înregistrează aproximativ 15 cereri pentru pensiile europene, iar numărul este în creștere. Chiar și așa, Gorjul se află printre județele cu cele mai puține pensii europene. Calculele pentru aceste pensii sunt diferite în funcție de condițiile pe care le are persoana respectivă și în funcție de ceea ce ne confirmă statele membre, unde a fost realizat stadiul de cotizare. Ce aș putea să vă spun că sunt mai multe calcule de făcut, se calculează o pensie comunitară, se calculează prin dublu calcul, triplu calcul, se calculează și pensie națională. Ceea ce este bine pentru pensionarii care beneficiază de astfel de pensii, că rămân în plată cu pensia cea mai avantajoasă. De precizat ar fi faptul că și România plătește pensii comunitare unor străini care au muncit în țara noastră, iar acum s-au pensionat și s-au întors acasă.